27 ianuarie este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Această comemorare a fost decisă prin rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite numărul 60 din 1 noiembrie 2005, adoptată la 42-a ședință plenară. 27 ianuarie este data la care în 1945 cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau a fost eliberat de armata sovietică. Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste și sfârșitul Holocaustului, în care 6 milioane de evrei au fost uciși de către regimul nazist în timpul celui de-al doilea război mondial. Ce a adus în Germania la aceste evenimente și cât de mult se știa despre aceste crime în masă în anii celui mai negru capitol din istoria secolului 20? Descoperirea lagărilor de concentrare naziste a arătat întreaga oroare a planurilor lui Hitler de a extermina evreii din Europa și alte minorități, iar dezvăluirile făcute de media au șocat lumea întreagă. În prezent, 7 state comemorează Holocaustul: Austria, Germania, Marea Britanie, Israel, Italia, România și Statele Unite, adică 3,6% din totalul membrilor ONU. În Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului se aduc omagii, se aprind lumânări și au loc marșuri ale durerii în memoria victimelor Holocaustului. Nu este cunoscut numărul exact al evreilor uciși în Holocaust. Soluția finală a problemei evreiești, cum a fost numit programul de exterminare plănuit și executat de regimul național-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler, iar cifra cea mai frecvent notată de istorici este de 6 milioane, printre care 1,5 milioane de copii.